Bună ziua! Bună ziua! Să începem cu o scurtă prezentare. Nume, funcție și ocupație. Ok, numele meu este Gabriel Voicu. Eu sunt director în cadrul diviziei de New Homes, în cadrul Coldwell Banker Affiliates of Romania. O să vă povestesc puțin despre Coldwell Banker și pe urmă despre mine, sau invers. Coldwell Banker Affiliates of Romania este cea mai mare companie de consultanță. În ultimii 6 ani am avut cea mai mare cifră de afaceri, am fost lider. Anul trecut am avut o cifră de afaceri de peste 5 milioane de euro și cel mai probabil anul acesta o vom depăși. În cadrul Coldwell Banker sunt mai multe departamente. Unul dintre acestea este cel de New Homes, de care mă ocup și eu. Printre alte departamente care se află în cadrul companiei noastre sunt cele de REO, adică administrare portofolii bănci, evaluări, piață veche și piață nouă, cea de care mă ocup eu. În cadrul departamentului de piață de vânzare în ansamblu rezidențiale noi sau New Homes, avem un număr de 14 proiecte pentru care lucrăm în exclusivitate. Anul trecut, având rezultate excepționale, am vândut peste 1100 de apartamente doar în București, doar în proiecte rezidențiale noi, în exclusivitate. Ceea ce înseamnă că, după calculele noastre, avem o cotă de piață de 14-15%. Care credeți că sunt caracteristicile pieței rezidențiale din România? Piața rezidențială din România dă semne de revigorare. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că am observat o constanță în ultimii 3 ani de zile. O constanță la nivel, în primul rând, de stabilizarea prețurilor, lucru care a dus la o revenire a cererii și, evident, și la o creștere a ofertei. Am observat, și asta este un lucru foarte important, la nivel de ofertă, anul trecut s-au livrat în București peste 7500 de unități, ceea ce pune această cifră la nivelul anului de boom din 2008. Această cifră de 7800 de apartamente livrate la nivel de anul trecut nu a fost o întâmplare și va fi susținută și de cifrele de anul acesta, unde estimăm că se vor livra cel puțin la fel de multe unități. Această ofertă este susținută și de cerere și asta este un lucru foarte important. Este bine cunoscută nevoia noastră de locuințe și în principiu de locuințe noi, dar mai mult de atât, această nevoie este și sustenabilă, pentru că băncile au venit cu produse foarte bune și nu vorbesc aici numai de prima casă, vorbesc chiar și de dobânzile la credite normale ipotecare. Și atunci, având această cerere sustenabilă, sănătoasă, venită de la consumatorii finali, nu de la investitori, pot să spun că avem o piață sănătoasă și o să avem o ușoară creștere. Cum ar fi o evoluție a pieței rezidențiale în următorii 5 ani? Pentru 5 ani este foarte greu de estimat. Cert este că în următorii 2-3 ani vom constata aceeași constanță și mă refer la constanță a prețurilor. Lucru foarte important pentru că a revenit și se va crește încrederea consumatorului final. Dacă prețurile sunt stabile, poate pentru o ușoară creștere, atunci și cererea va reveni și atunci evident că și oferta. Spuneți-ne despre proiectul de care vă ocupați și de ce este cunoscut drept stațiune de vacanță. Da, unul dintre cel mai mare proiect care se află în portofoliul nostru este Cosmopolis, unde ne și aflăm acum. De ce este cunoscut ca și o stațiune de vacanță? Pentru că avem foarte multe facilități care te duc cu gândul la vacanță. Și aici mă refer nu numai la cele 7 piscine, mă refer și la plajă pe care avem pe malul lacului, numeroase spații verzi și foarte multe variante de petrecerea timpului liber. Câteva cifre despre Cosmopolis. Cel mai probabil este cel mai mare complex rezidențial din România. A fost demarat în anul 2007. Până acum sunt finalizate peste 1850 de unități, fiind undeva la 3200 de locatari deja în complex. Anul acesta se vor finaliza undeva la 400 de unități, care cel mai probabil se vor și vinde, acesta fiind targetul nostru de vânzări până la sfârșitul anului. Până în acest moment avem înregistrate 335 de vânzări de la începutul anului și până astăzi. Lucru foarte important, o creștere de aproximativ 15% față de anul trecut la nivel de vânzări.
Cosmopolis a fost desemnat în anul 2014 drept cel mai bun complex rezidențial. Ce credeți că se va întâmpla în anul 2015, în anul în care ne aflăm? Da, concurența este foarte mare și este ușor ciudat ca același complex să câștige de două ori complexul rezidențial al anului, dar ce să spun, poate se schimbă regulile și cu siguranță la nivel de facilități, prețuri, vânzări, seriozitatea dezvoltatorului și lista poate să continue, cu siguranță Cosmopolis ar trebui să câștige și în 2015 cel mai bun complex rezidențial al anului. Ce le spuneți clienților care vă întreabă de ce să aleg Cosmopolis? Am noi destul de simplu. Chiar vorbeam cu colegii mei de la vânzări și glumeam, spunând că cred că ar trebui să facem biroul de vânzări în capătul celălalt, să lăsăm oamenii să meargă pe jos prin Cosmopolis și apoi să-i așteptăm cu contractul de rezervare. Complexul arată foarte bine și sunt numeroase facilități. Se vede stilul de viață, se vede calitatea vieții mult îmbunătățită față de orice alt proiect din București și atunci asta ne face nouă vânzătorilor treaba mult mai ușoară, pentru că avem ce să arătăm și oamenilor, da, nu trebuie să le mai aduc foarte multe argumente, pentru că oamenii văd ce se întâmplă aici, văd copii jucându-se pe stradă, văd biciclete, văd siguranță, văd spații verzi, piscine, plajă în malul lacului și toate celelalte facilități de care dispunem, sală de fitness, farmacie, coafor, restaurant și așa mai departe. E o listă, cred că trebuie să... Ce puteți să ne spune despre tipurile de locuințe spre care s-au îndreptat clienții anul acesta? Garsoniere, camere cu... apartamente cu două, cu trei camere? Dacă vorbim la nivel de piață, pentru că, na, trebuie să vorbim la... Dacă vorbim la nivel de piață, am observat o cerere foarte mare în zona de două camere și trei camere, acestea fiind primele două locuri. Dacă ne referim la nivel de Cosmopolis, cererea foarte mare am înregistrat pentru produsul pe care noi îl avem pentru vile. Așa ca și un mic detaliu, cea mică vilă are 92 de metri pătrați construiți și prețul începe de la 76.000 de euro plus TVA. Dar în același timp am observat o cerere foarte mare și pentru studiouri, studiourile duble. Sunt apartamente cu două camere mai mici, care sunt foarte inteligent compartimentate și care sunt foarte accesibile. Ca preț începe de la 34.600 plus TVA. Și clienții au ales să cumpere sau și să închirieze locuințele? Cea mai mare parte a clienților noștri sunt pentru vânzare, însă avem o cerere foarte, foarte mare și pentru chirii. Și se închiriază de la studiouri și mergând până la vile. Avem un număr de... Dacă avem o medie de 37 de vânzări pe lună, pot să zic că avem o medie cam de 7 chirii pe lună. În principiu, noi nu închiriem direct de la dezvoltator, închiriem de la proprietari care au cumpărat în scop investițional. De ce? Pentru că noi, proprietarul, le oferim un produs la cheie, un business la cheie, le vând un apartament și ulterior ne ocupăm noi de chirie, de gestionarea chiriei, de mobilare, de reparațiile ulterioare și așa mai departe. Practic, asta este unul dintre produsele pe care noi îl oferim aici în Cosmopolis, împreună cu rate la dezvoltator, upgrade imobiliar, evident cash sau credit, inclusiv prima casă. Apropo de upgrade imobiliar, care sunt avantajele acestui proiect și etapele? Avantajele sunt că, de fapt, o să vă spun etapele și o să vă dați seama de avantaje. Etapele sunt simple. Cineva din oricine se hotărăște că vrea să se mute din apartamentul vechi, să zicem, de două camere, la o vilă în Cosmopolis. Și atunci, sau la un alt apartament, poate mai mare sau mai frumos, într-un alt proiect al nostru. O să mă refer strict la Cosmopolis. Acum, clientul respectiv vine la noi, noi facem o evaluare a imobilului pe care el îl deține. Prin plata unei diferențe, se poate muta în casa lui nouă din Cosmopolis. Noi urmând să ne ocupăm ulterior de vânzarea apartamentului. Care sunt marile avantaje? Costuri foarte reduse.
nu plătește comision nici la vânzare, nici la achiziție. Face o economie de cel puțin 5% din valoare, pentru că nu evită deja din start două comisioane. Și cea mai mare temere a oamenilor, timpul sau sincronizarea, pentru că ce faci din momentul în care vinzi și până te muți? Ce faci dacă ai achitat un avans și nu reușești să vinzi? Ce faci dacă... Și atunci noi răspundem la toate întrebările astea. Este un produs unic pe care numai noi ca și Coldwell Banker putem să-l facem. De ce? Pentru că la nivel de București noi avem undeva la 130 de brokeri. Ceea ce înseamnă că pe fiecare zona a Bucureștiului noi avem un broker specializat care poate să dea o evaluare corectă clientului. Și la rândul, și după aceea poate să vândă acel imobil sau putem să vindem acel imobil. Asta dă încredere clienților, că le dăm o evaluare corectă și dă încredere dezvoltatorului, că lichidizăm foarte repede acea unitate. Practic este un produs foarte complex, dar foarte bun pentru clienți. Care este disponibilitatea locuințelor din Cosmopolis? În acest moment avem la vânzare, după cum vă spuneam și mai devreme, o gamă foarte largă de tipuri de unități, începând de la studiourile duble, cu o suprafață de 56 de metri pătrați construiți, cu prețuri începând de la 34.600 de euro plus TVA, apartamente cu două, cu trei camere, cu patru camere, dar avem și în oferta noastră și vile, cu suprafețe începând de la 92 de metri pătrați construiți și prețul de la 76.000 de euro plus TVA și mergând la cel mai nou produs pe care l-am pus pe piață, vilele pe care le facem la comandă, vile individuale cu suprafețe de 220 de metri pătrați construiți, care pot fi compartimentate de clienți oricum doresc. Practic, de asta se și fac la comandă, pentru a da posibilitatea clientului să le personalizeze. Cum ați descrie stilul de viață Cosmopolis? Tocmai ce am avut o discuție cu un cunoscut fotograf de modă, Gabriel Hennessy, și l-am lăsat, mi-am dorit să las pe cineva care locuiește aici, sau mi-aș dori să las pe cei care locuiesc aici să descrie stilul de viață din Cosmopolis. Este cu siguranță, și asta pot să spun uitându-mă la oamenii din jurul meu, oamenii cu care mă întâlnesc în fiecare zi, este cu siguranță un stil de viață mult superior în comparație cu un apartament vechi în orice cartier vreți dumneavoastră din București. Ce alte surprize mai pregătiți pentru acest ansamblu rezidențial? Cel mai probabil... Anul viitor vom mai pune la dispoziția clienților noștri câteva facilități în plus. Toată lumea mă întreabă ce, că le aveți pe toate. O să mergem până într-acolo în care la sfârșitul anului viitor vom avea un mini mall în complex. Practic vom avea o zonă de spații comerciale care va cuprinde nu numai magazine, dar va cuprinde și o sală de evenimente, o sală de fitness mai mare, cu o piscină indoor și un centru de distracții. Cel mai probabil, acum suntem în discuții, vom avea și câteva piste de bowling. În final, ce ne puteți spune despre colaborarea cu portalul dezvoltatorimobiliar.ro? Da, am avut o colaborare foarte bună. Noi, ca și Coldwell Banker, am fost primii clienți ai portalului dezvoltatorimobiliar.ro și am avut o colaborare foarte bună și prin prisma faptului că cred că la un moment dat, fără lipsă de modestie, în primele trei luni aveam 50% din proiectele de pe portalul respectiv. Bine, ulterior lucrurile s-au schimbat. Am avut încredere de la început în acest portal și am avut încrederea de a veni cu toate proiectele noastre. De asta spuneam că la un moment dat aveam 50% din proiectele de pe... Da, pe de altă parte noi și avem 15% din cotă de piață, deci este undeva normal. Mulțumim frumos! Mulțumim și noi!